lingua latissima. Și am vedea important nu să voi îndace. Iar un alt foarte important, că numai o treime a fost cuținută de asta. Restul tacii linde erau mulți mai mulți, chiar și în țara Franța, deci în țară. Nu mai vorbim, în nord, în Ucraina, în Basarabia, la sud de Dunăre, nu au fost niciodată ocupați de romani. Și alt lucru, datorită vitejii lor, foarte mulți de căpetenii romani au fost de origine dacică. Din ce în ce mai mult se avansează de această temă. Mergem mai mult. Acum, încă un lucru. În toate scrierile, România este europeană. Un simplu calcul ne demonstrează. Să zicem, luăm punct de Brașov, zona aceasta. 2500 de kilometri la Polul Nord, 2500 de kilometri la Atlantic, 2500 la Ural, și 2500 de kilometri la tropic. Unde sunt? În centru Europei. Suntem țară central-europeană. Când o să interpretează ex-europeni, balcani și nu știu. Și acesta este un argument. Așa. Până prin anii 1900, 99% din terapii erau bazate numai pe substanțe extrase din plante și încet, încet s-a creat și industria farmaceutică, special în Germania, când, datorită inteligenței umane, s-au reușit să se sintetizeze substanțe similare cu cele din natură, la un preț mult mai convenabil decât să le extragi metode complicate din plantă. Și atunci s-a născut industria de sinteză din Germania, formă în Franța și așa mai departe. Dar și aici trebuie să facem o remarcă. Substanțele create de natură sunt substanțe levogile. Și levogilul este asimilat perfect de organismul omenesc. Tot ce e sinteză chimică este dextrogil. Ce înseamnă aceasta? O structură străină introdusă într-un organism vin. Și ca să lupte, să transforme aceste structuri dextrogile în levogile, organismul este supus la o efort mai mare decât poate duce. Ce este de unde? Orice corp, orice medicament de sinteză nu este altceva, în definiția noastră, decât un corp străin introdus într-un organism viu. Atunci, în această parte, superioritatea structurilor naturale și, în special, tehnologiile, vorbind de modern în psihoterapie, se bazează pe un lucru foarte interesant. Extragerea substanțelor active prin metode ca să nu le schimbe structura lor. Și aceasta face o tehnologie așa mai modernă, supresare din materia primă verde vegetală, la prese puternice hidraulice, se scoate sucul celular, care fără intervenția solvenților chimici, fără intervenția căldurii sau altor factori, este sub natural.
Dar acesta este leofilizat până la culmele fine și este substanță semaiectică. Prin leofilizare de alte se conservă și sângele și plasma. Iar această metodă modernă permite obținerea unor formule din ce în ce mai eficiente în acest domeniu. Deci aceasta este diferența dintre tradiționașele. Dar există o diferență foarte importantă. Astăzi, toate medicamentele din medicina tradițională a popoarelor lumii este supusă unor analize foarte, foarte sofisticate și exigente. Și atunci, acestui control exigent nu scapă nicio substanță utilizată tradițional. Vă dau câteva exemple. Mărul lucru, tătăneasa, spânzul, chiar și anumite plante parazite, vâscul, de exemplu, de pe anumite scopaci, sau în trecut să utilizăm în inibarea celulor canceroase. Vă rugați să închideți telefoanele, să se lăsați pe silenție. Chiar nu. Deci rețineți acest lucru, că la ora actuală, orice medicament natural este supus în diferite condiții, sunt regulile Uniunii Europene, sunt regulile naționale, care avizează.